Mulțumesc frumos, doamnă președinte a Senatului, domnule președinte al Institutului Național de Statistică, domnule ministru, domnule secretar de stat, domnule director, onorată asistență. Sunt deosebit de onorată și a, să pot participa alături de dumneavoastră astăzi la această importantă întâlnire. Felicit din toată inima, în nume personal și în nume instituțional, uh, Institutul Național de Statistică pentru această aniversare. Felicit leadership acestui institut pentru profesionalism, pentru activitatea susținută și activitatea substanțială care contribuie la luarea unor decizii politice informate. Astăzi sărbătorim ziua statisticii românești, dar sărbătorim și în România și un eveniment internațional, marcarea Zilei Internaționale a Populației, pe 11 iulie se sărbătorește la nivel global Ziua Internațională a Populației, care este marcată de către Fondul Națiunilor Unite pentru Populație, UNFPA. Această agenție a Națiunilor Unite a fost a luat ființă în 1968 iar prima conferință internațională privind populația și dezvoltare a avut loc la București în anul 1974, când pentru prima oară s-a stabilit, s-a vorbit despre legătura între populație și dezvoltare, și drepturile omului, dreptul omului de a decide asupra propriei vieți când să aibă copii și numărul acestor copii. România și-a luat angajamentul de a marca uh, această aniversare a acestei conferințe, dar ultimele evenimente sau evenimentele din ultimii ani uh, au uh, întârziat această marcare. Populația reprezintă cel mai important capital al unei națiuni, capitalul uman. Orice guvernare responsabilă trebuie să ia în considerare populația, numărul, structura și tendințele demografice pentru creionarea oric oricăror politici de dezvoltare. România se caracterizează ca și țările din jur, ca și majoritatea țărilor europene, printr-o îmbătrânire a populației și prin scăderea numărului populației. Aceasta cere luarea de politici responsabile și coerente pentru a maximiza potențialul acestor tendințe, acestor dezvoltări și pentru a contracara tendințele negative. Există trei direcții importante care trebuie luate în considerare în creonarea acestor politici. Politici prietenoase pentru familie și pentru copil. Și există bune practici la nivel internațional care pot fi adaptate în România și există practici în România care pot fi promovate și la nivel internațional. A doua direcție este o politică care să favorizeze o îmbătrânire sănătoasă. Îmbătrânim, dar depinde foarte mult cum îmbătrânim. Și iarăși, există lecții de bună practică care consideră că potențialul populației de vârsta a treia poate fi bine folosit pentru a dezvolta în continuare societatea, dar și pentru a asigura o vârsta a treia în demnitate. Și a treia direcție se referă la gestionarea fenomenului migrației, unul din cele mai importante fenomene demografice ale momentului actual. Și vorbim aici de gestionarea emigrației. În anul 2019, cred că a fost prima oară când s-au născut mai mulți copii români în diaspora decât în țară, pentru a gestiona migrația internă, pentru că se produce în continuare o migrație între urban și rural și între regiuni. Și trebuie gestionat și fenomenul imigrației, pentru că din ce în ce mai mult România devine o țară de atracție pentru migranții economici și nu numai. Domnul Tudorel Andrei pentru mulți ani a fost vicepreședintele Comisiei ONU pentru populație, deci Dânsul cunoaște foarte bine importanța acestui fenomen și nu este întâmplător faptul că politicile de populație și demografia a făcut parte dintre cele 18 domenii importante care au fost discutate la summitul pentru dezvoltare națională din, de la sfârșitul lui mai. Aș vrea să spun că România are baza instituțională pentru a a aborda aceste fenomene. Există o Comisie pentru Populație și Dezvoltare la nivelul Senatului, formată din 2005 și care este și membră al Forumului European pentru Populație și Dezvoltare. Există o Comisie Națională pentru Populație și Dezvoltare în subordinea primului ministru cu secretariat la nivelul Ministerului Muncii din 2006. Aceste comisii ar trebui uh, resuscitate pentru a-și îndeplini rolul de a omogeniza, de a armoniza politicile naționale. Tot în 2006, uh, cu ajutorul Fondului Național, uh, pare rău, uh, Fondului Națiunilor Unite pentru Populație, a fost elaborată Cartea Verde a Populației care are niște recomandări care sunt extrem de valabile și astăzi și care ar putea fi analizate și ar putea demara un proiect un proces de analiză a politicilor sectoriale și de armonizare a acestor politici în acord cu cele trei direcții pe care le-am menționat înainte pentru a gestiona fenomenele demografice. Fenomenele demografice au un nivel de inerție extrem de mare. Este ceea ce este. Este extrem de greu și trebuie multe generații pentru a reversa o tendință demografică. Dar țara poate să se adapteze la aceste tendințe și să facă ca aceste tendințe să lucreze în folosul uh, țării. Um, Acum vorbesc și numele Institutului Național pentru... Uh, Institutul este European de Sănătate a Reproducerii, doctorul uh, Mihai Horga, fondatorul și președintele acestui institut, este în țară. Este uh, parte a societății civile, este partener al Organizației Mondiale a Sănătății, a Fondului Național pentru Populație, Eurostat și alte uh, instituții uh, naționale și internaționale și poate oferi parteneriat instituțional cu toate instituțiile aici de față, pentru a promova în același timp expertiza internațională pentru dezvoltarea proiectelor naționale, dar în același timp și pentru a promova expertiza românească în străinătate. În cei 20 de ani cât am lucrat cu Fondul Național Unite pentru Populație, sunt mândră să spun că am lucrat cu experți din Institutul Național de Statistică, din sistemul sanitar, din uh, poliție, din uh, sistemul uh, juridic, în dezvoltarea de politici în Balcani, în Asia Centrală și în alte zone unde am lucrat. Aceste expertize pot fi folosite și în țară și Institutul își oferă disponibilitatea de a colabora pentru demararea acestui proces, pentru uh, niște politici armonizate în domeniul populației. Vă mulțumesc foarte mult!